S-a născut la 29 ianuarie 1962 în București. Este fica domnicăi Mihaela, născută Policrat, și actorului român Amza Pelea. A studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică și a terminat studiile în promoția 1984 la clasa profesor Sanda Manu. Majestatea sa, regele Mihai al României, i-a acordat Oanei Pelea decorația Crucea Casei Regale a României la 25 octombrie 2012. Academia Română i-a acordat Oanei Pelea premiul Aristița Romanescu pentru cariera teatrală și cinematografică la 16 decembrie 2010. A primit de două ori titlul de cea mai bună actriță de teatru din România. Oana Pelea a câștigat de două ori premiul Uniunii Oamenilor de Teatru din România, UNITER, pentru cea mai bună actriță și i s-a acordat premiul Fundației Culturale Române pentru carieră internațională remarcabilă. Oana Pelea a primit numeroase premii internaționale pentru rolul principal din filmul Starea de Fapt, regia Stere Gulea. În perioada 1984-1987 a fost actriță la Teatrul din Piatra Neamț. A jucat la Teatrul Bulandra din 1987 până în 1999 și a participat la numeroase turnee din America de Nord, America de Sud, Japonia și Europa. Din 1999, Oana Pelea este liber profesionistă. Performanțele sale notabile au inclus, printre alte roluri, și cel al Mașei din Trei Surori a lui Cehov, al lui Lucius din Iulius Cezar de William Shakespeare, pentru care i-a fost acordat premiul Criticii Internaționale pentru cea mai bună actriță. Cariera Oanei Pelea cuprinde peste 50 de roluri importante în teatru și 20 în film. În 2006, a jucat alături de Clive Owen în filmul Children of Men, în regia lui Alfonso Cuarón, Oscar 2013. Produs al studiourilor Universal Pictures, acest film a fost realizat în întregime la Londra și a fost nominalizat pentru premiile Oscar la 3 categorii. Oana Pelea a avut onoarea de a reprezenta România la mai multe festivaluri internaționale de teatru, inclusiv la Festivalul Anual al Uniunii Teatrelor Europene, Festivalul Klangbogen de la Viena, Festivalul Internațional Francofon din Franța și Festivalul Americilor din Canada. Face parte din jurii internaționale de film. Începând cu stagiunea 2004-2005, joacă la Teatrul Bulandra în spectacolul Scaunele, la Teatrul Foarte Mic în spectacolul Mă tot duc și la Teatrul Metropolis în Buzunarul cu pâine. O actriță de excepție, admirată și iubită de noi toți. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.